început a domnului. Pentru ca România să aibă o voce puternică și autorizată în Parlamentul European. Ați vorbit cu cei din comisie? Cum este prezența până acum? E cam de dimineață, dar totuși ca o idee. La cele două comisii care am vorbit cu reprezentanții, au votat 6 și într-o comisie, într-o secție și un cetățean în altă secție. Destul de slab. Dimineață. Dimineață. Vă așteptați la fraude, la ceva? La nicio alegere până astăzi, poate numai în alegerile din 90, n-am mai avut atâtea informații legate de stratageme, de tentative, de fraudă. Concret la ce vă referiți, ce fel de informații? Pareri de voturi în diferite zone, de la campusul studențești până la zone mai marginașe, mai periferice. Vă dau un alt exemplu. Prefectul de Bacău le-a solicitat, fără a avea nicio calitate, președinților secțiilor de votare să ia ștampilele de control acasă. Un lucru fără precedent în desfășurarea alegerilor și la sectorul 5 s-a întâmplat un lucru similar. Sunt o mulțime de alte semne și informații legate de turismul electoral. Se pare că în această zi firmele de transport rutier au perspectiva unor cifre de afaceri impresionante, dar bănesc că nu din cauza turismului. De asemenea, s-au aplicat niște tehnici mai noi. Au fost trimiși în unele localități cu primar PD și PSD, activiștii celor două partide, pentru a-i pune să semneze pe aceia care nu vin la vot. O altă metodă, PSD a solicitat membrilor săi ca fiecare om să vină pe o listă de 20 de persoane despre care știu sigur că în ziua votului vor fi plecate în străinătate. Aveți probe pentru că... Evident, am prezentat public lucrurile respective, dar vom urmări cu mare atenție desfășurarea procesului electoral, astfel încât să încercăm să prevenim apariția oricărei fraude. Oricum, reprezentanții noștri în secțiile de votare sunt înarmați cu formulare de întâmpinare, formulare de contestații, inclusiv suntem pregătiți să depunem plângeri penale împotriva oricărui individ care este surprins comițând infracțiuni la legea electorală. De ce e miza așa mare? De ce e totuși asta parlamentară? Cumva exact. Prezidențialele se pregătește procentul? Noi suntem aceia care aplicăm astfel de stratagemă. Noi întotdeauna am fost în defensivă în cursul procesului electoral și de data asta noi vom încerca să ne apărăm împotriva oricărei fraude, împotriva oricărei coții în cursul procesului de votare. Se interesează de cei care nu vor vota și de cei care sunt plecați din localități pentru a vota în locul lor? Evident, pentru a introduce probabil suplimentar buletine de vot în urnă în momente de neatenție ale reprezentanților altor partide sau pentru a delega probabil alte persoane să voteze. În mod evident există intenția de fraudă. Spre acest lucru nu am absolut niciun fel de îndoială. Care sunt câștigurile românilor pentru faptul că noi vom fi reprezentați așa de bine la Parlamentul European? Două, trei argumente. Parlamentul European este cel care împarte feliile de tort, împarte bugetul Uniunii Europene. Dacă vom avea reprezentanți puternici, capabili să se impună, vom avea capacitatea de a atrage către România mai multe resurse financiare. Parlamentul European este acela care va elabora și va aproba noua politică agricolă comună a Uniunii Europene.